În cele din urmă a ajuns la râu, dar nu era punte pe care să-l treacă, așa că a început să umble pe mal în nădejdea să dea de un vad, când a auzit cutiuța vorbindu-i: strânge-mă în mână pe malul râului. Beata femeie a făcut ce-i ceruse cutiuța de ace și pe loc s-a ivit un trunchi gros de copac care unea cele două maluri ale râului, iar cerșetoarea a pășit pe el și a ajuns pe celălalt mal. Atunci cutiuța de ace i-a zis: ori de câte ori ai nevoie de ajutor, strânge-mă în mână. Femeia cea nevoiașă și-a urmat drumul, dar a avut ghinion și n-a dat de nicio casă la care să bată, așa că și-a simțit mațele ghiorăind. Atunci și-a adus aminte de cutiuța cu ace și și-a zis: e, și dacă mi-ar da ceva de alegurii cutiuța, oare ce-o fi? A strâns cutiuța și în mâini și i-a apărut o pâine albă ieșită din cuptor pe care, foarte mulțumită, a mâncat-o în mers. La puțin timp după aceea a zărit o casă și s-a îndreptat neîntârziat către ea ca să ceară de pomană, dar acolo nu era decât o muiere care plângea după fica pe care i-o luase cu jap ca un farmazon. Făcându-i se milă de ea, cerșetoarea i-a zis că avea să se ducă în codru ca să-i găsească fata. Și-a amintit imediat de cutiuța de ace și, neștiind cum să înceapă să caute, a strâns-o tare de tot în mână. Atunci i s-a ivit în față o căprioară cu un luceafăr în frunte. Căprioara a luat-o înainte, iar cerșetoarea a urmat-o până ce s-a oprit în fața unui bolovan mare unde a așteptat-o. Nedumerită, femeia a strâns iar cutiuța de ace în mână și s-a ivit un ciocan. Cerșetoarea a luat ciocanul și a lovit din răs puteri în bolovan, iar acesta s-a făcut fărâme și în fața ei a apărut peștera farmazonului, iar ea a intrat acolo soțită de căprioară. Cu toate că peștera era cea mai întunecată, luceafărul din fruntea căprioarei lumina calea. A săbătut peștera, iar într-un cotlon bătrâna a deslușit un flăcău care dormea și l-a recunoscut pe fiul său, pe care farmazonul îl furase în urmă cu multă vreme. L-a deșteptat și s-au îmbrățișat cu mare bucurie, apoi s-au grăbit să iasă din peșteră cu ajutorul căprioarei. S-au întors la casa muierii care plângea după fica pierdută, dar cerșetoarea a văzut că ea se oprise din plâns și avea aerul unei vrăjitoare, iar farmazoana i-a zis: e, începând de acum, asta este și casa ta. Ai grijă de fiul tău și nu-l mai lăsa în pădure, iar acum strânge pentru ultima oară cutiuța de ace. Femeia cea nevoiașă a strâns cutiuța și au apărut 50 de oi, 50 de capre.